premieră medicală mondială la Universitatea de Medicină din Târgu Mureș. O echipă de microbiologi și nutriționiști au reușit să stopeze unul din cei mai importanți factori de virulență în infecțiile cu candida. Și totul cu uleiuri esențiale. Inovația a fost publicată în revista de specialitate Future Microbiology din luna mai a acestui an. Este un studiu nou care se concentrează pe uleiurile esențiale și efectele lor asupra candidelor. Motivația din spatele acestui studiu este că infecțiile oportuniste cu specii de candidă sunt din ce în ce mai problematice și aici are de a face virulența, rezistența lor crescândă la medicamentele antifungice clasice și astfel ne-am propus să venim și aici cu alternativă naturală. Au fost testate pe mai multe specii de candida uleiurile esențiale de oregano, cimbru, busuioc, scorțișoară, cuișoare și malaleuca. Practic, am studiat câteva gene care sunt responsabile pentru modularea virulenței. Sunt factori de virulență ai candidei, iar în special gena HSP70, după cunoștințele noastre, este pentru prima dată testată într-un astfel de context în toată lumea. Așa că am adus o mică, mare inovație sau aport în cercetarea diferitelor substanțe antifungice și cel mai remarcabil care a fost, cine a fost surpriza noastră, scorțișoara, cuișoarele au fost cele mai puternice substanțe pe toate genurile de candidă datorită concentrației foarte mare de compuși hidrosolubili. Cum pot fi folosite uleiurile esențiale în tratamentul diferitelor forme de candida? De exemplu, în aplicarea topică, acolo unde avem candidoze locale, se poate aplica acel ulei esențial în diluție. În controlul microbiomului oral, iarăși, sau inclusiv ca aerosol pentru a inhiba formarea biofilmului pe dispozitivele protetice, da? De exemplu, canula traheală, unde deseori există creștere și proliferare fungică. Putem ajuta și inhiba și acolo. E foarte important pentru omul în suferință să aibă o alternativă la tratament. Primul proiect de cercetare bazat pe efectul uleiurilor esențiale în combaterea diferitelor boli s-a demarat în urmă cu 4 ani tot la Târgu Mureș de către aceeași echipă de microbiologi și nutriționiști. Rezultatele au arătat efecte spectaculoase ale uleiurilor de oregano, cimbru, cuișoare, tămâie și lavandă pe mai multe bacterii, unele foarte rezistente la antibiotice clasice, E. coli, stafilococul auriu, enterococ, pseudomonas și klebsiella.